Oameni care au făcut treabă, e adevărat că au schimbat multe echipe, special Bergodi. Nicolo Napolino au fost foarte multe echipe. Amândoi au fost la Iași, de exemplu. E adevărat că și Bergodi a fost la Craiova, dar la cealaltă echipă a Craiovei. Interesant aici, cu mingea trimisă în fața porții de Ștefărescu, șutul este în poartă! Gol marcat de Păun! Minutul 7! Șepși deschide scorul și iată cât de importantă este revenirea lui Ștefănescu, pentru că a fost acțiunea lui Ștefănescu. Frumoasă fază, frumos gol și oarecare vină a lui Gurău. Mingea trece de el, sigur că nu este o centrare ușoară, este o centrare în forță în fața porții. Gurău doar o respinge până la Nicolae Păun. Păun și Ștefănescu, practic toată cariera au mers împreună, născuți la Caracal. Au fost formați acolo, au plecat la Viitorul Cluj și de acolo au venit împreună la Șef și Oeșca. Ambii au debutat în Național, nu este offside. Era o întrebare la această aici poziție la Dimitrov, Dimitrov. Da. Deci aici nu este offside, evident. Și aici Gurău, zic da, eu, da, care partea lui devine. Sigur că nu e ușor o minge șutată să o reții, dar... Nu, e partea lui devine. Sigur că are și ghinion pe undeva, că intervenția lui e greșită, dar nu era obligatoriu să sară la adversar. L-a costat treaba asta, dar dă tare, bine. Asta înseamnă să dai tare acolo în fața porții. Sunt șanse să se întâmple ceea ce s-a întâmplat aici. E, și iată că din minutul 7 lucrurile se schimbă. Dacă Șepși era obligată să înscrie, să atace, să câștige această partidă, acum Craiova este în această situație.